Bună dimineața, dați-mi voie mai întâi să felicit uh, inițiatorii Smart Alliance. Uh, din punctul meu de vedere, o inițiativă extraordinară din care toată lumea poate să câștige și nu pot să nu mi-aduc aminte de uh, perioada dinainte de a intra în Parlamentul European când am înființat Asociația Producătorilor din, Bunco din Bucovina, care până în momentul respectiv se considerau competitori, concurenți, Ba pe aici, pe acolo se mai și urau reciproc, abia după ce au intrat în acea asociație, în acea alianță, dacă vreți, și-au dat seama că toată lumea are de câștigat. Această invitație mi-aduce aminte de perioada de studii din Germania, când mi-am propus ca master să fac IT. Mi-am dat relativ repede seama că nu e de mine și am schimbat spre finanțe. Asta este și rolul meu astăzi aici, să vorbesc despre ceea ce înseamnă posibilități și oportunități de finanțare, atât cu accesare de la Bruxelles direct, cât și cu accesare la nivel național pentru sectorul IT. O să fiu foarte scurt pentru că acest domeniu este foarte, foarte vast, dacă am începe să discutăm despre detalii, despre uh, solicitanțe eligibile, despre activități eligibile, despre tot ce înseamnă valori ar însemna să petrecem foarte, foarte mult timp împreună pe care astăzi, din păcate, nu-l avem. Dar o să vă dau un overview foarte scurt și, bineînțeles, cei interesați vor putea intra în contact direct cu noi sau cu Smart Alliance pentru a discuta detalii pe ceea ce înseamnă oportunități de finanțare cu fonduri europene nerambursabile. Intrăm în uh, prezentare, dacă funcționează și... Da, invers. Să spune că din ceea ce auzim putem păstra 15% din ceea ce și vedem încă 25% Asta e motivul pentru care am, prezint, am pregătit o mică prezentare Vom intra puțin în detalii în ceea ce privește inițierea unui proiect. Toată lumea a auzit de fonduri europene. Toată lumea știe că există finanțări pentru diverse domenii inclusiv pentru domeniul IT Însă când de vorba de următorii pași, se oprește. Care or fi aceștia? Avem o structură foarte simplă și anume plecând de la problemele. Și Comisia Europeană și Parlamentul European, când alocă cei 40 de miliarde de României, se gândește să prioritizeze pe anumite sectoare pe care există potențial major de a crea valoare economică adăugată. Problemele în sectorul IT sunt diverse. Nu vreau să intru eu în prea multe detalii pentru că le cunoașteți cu, uh, mult mai bine decât mine, fiind chiar activ în acest sector. Dar n-aș vrea să trec peste acest uh, must-have principiu care stăpânește uh, sectorul IT și nu întotdeauna tot ce se face în sectorul IT este orientat către uh, creare de valoare economică adăugată, așa cum gândește Comisia Europeană, spre exemplu. Și cred că acest lucru ar trebui să fie subiectul schimbării în sectorul IT, așa cum amintea la început și Gabi Munteanu, că în momentul de față se sizează o areca, un un oarecare de mers haotic în acest sector. Care sunt categoriile de activități eligibile și ce se poate finanța? Aceste categorii, atenție, sunt generale, ele variază de la program la program, cu un caracter specific. Cercetarea, inovarea a fost adusă în discuții deja despre programul operațional competitivitate, dar eu vreau să atrag atenția asupra celor 80 de miliarde de euro care ne stau la dispoziție în programul Orizon 2020. Voi discuta foarte scurt, imediat, și despre acest program, despre care românii, din păcate, nu știu. Suntem în egală măsură eligibili ca și cei din Malta, ca și cei din Germania, ca și cei din uh, Spania însă datorită lipsei de cunoaștere și desior poate datorită lipsei de inițiative sau datorită lipsei unui astfel de cluster care are mult mai multă forță pentru a aplica pentru astfel de fonduri europene, am rămas în urmă comparat cu alte state membre ale Uniunii Europene. Se pot finanța pe bani europeni construcții, extinderi, modernizări, spații de lucru. Adică dacă vreau să-mi fac un, uh, o firmă pe IT pot să și construiesc o uh, clădire. Nu sunt eligibile nicăieri cumpărări de clădiri și cumpărări de terenuri. Însă, dacă vreau să construiesc, să modernizez, să extind, să uh, mobilez, să utilizez sau să echipez un spațiu, pot obține finanțare nerambursabilă prin intermediul programelor europene. Acest lucru este extrem, extrem de important pentru că lumea se gândește desigur doar cum pot să iau bani să dezvoltă un soft. Pentru cheltuieli operaționale nu se dau bani europeni, însă pentru a crea o infrastructură, pentru a uh, trenui oamenii, pentru a uh, breveta anumite uh, proprietăți intelectuale, uh, pentru a uh, dezvolta o infrastructură inovatoare sau pentru a face cercetare dezvoltare într-un anumit domeniu, Chiar și pe proceduri, nu doar pe fond, da, nu doar pe moleculă, cum ne place nouă să exprimăm, există bani europeni care pot fi folosiți inclusiv de către aplicanți din România, în special de către firmele din domeniul IT. Apoi, cum putem ajunge la acești bani europeni? Există o serie foarte mare de programe, repet, cu accesare direct de la Bruxelles, la nivel european, cât și la nivel național. Horizon 2020 are doar pentru anul 2015, cercetare, dezvoltare, o sumă impresionantă și uitați-vă, 7 miliarde de euro doar pentru IT. Da? Apoi avem la nivel național POC care v-a fost prezentat de către Minister și ă, numai puțin de 630 de milioane de euro vă așteaptă pentru a fi accesați. Și vă spun sincer, Comisia Europeană vrea să ne dea acești bani trebuie să îi accesăm, trebuie să depunem proiecte. 28% din motivele pentru care accesarea din partea României a fost pe ultimul loc, 2007-2013 a fost lipsa de cunoaștere. 20% procedurile foarte birocratice, dar pentru asta există consultanțe, există diverse instrumente modernizate între timp, IT, da? pentru că toți suntem la un uh, forum IT, și care facilitează acum atât depunerea proiectelor, cât și evaluarea lor, dar mai ales implementarea proiectelor cu raportări electronice etc. etc. Și um, Cosme și Erasmus pe educație și pe uh, sprijin mici și mijlocii. Sunt bani pe care inclusiv românii pot accesa. Cum se pot, care sunt pașii următori? Beneficiarul, care poate fi o companie din IT, depune un proiect, instituția de finanțare îl evaluează într-o perioadă relativ scurtă comparat cu ultima perioadă de programare 2007-2013, respectiv o lună până la trei luni maxim, după care se semnează un contract de finanțare. La toată depunerea proiectului poți fi asistat de către un consultant, oricare ar fi el sau care are expertiză în domeniul respectiv sau pe programul respectiv sau de ce nu pe programele respective, cu alte cuvinte, nu trebuie să știi să scrii proiecte, da? desigur, nici măcar nu trebuie să ai bani cash pentru cofinanțare um, și nici măcar nu trebuie să știi să implementezi acești, uh, uh, aceste proiecte, pentru că există și pentru consultanță cheltuieli eligibile până la 10% din valoarea proiectului. Deci nici măcar nu scoatem bani de buzunar pentru consultanță pe scrierea și implementarea proiectului. Da, se semnează contractul între beneficiar și instituție, autoritate de management sau Comisia Europeană direct, și aici puteți primi consultanță finanțată din cadrul proiectului, apoi trecem la implementarea proiectului, care iarăși se bucură de asistența consultanților în toată perioada, aia, cât ar fi a, fie o simplă achiziție de echipamente care poate dura 3 luni, 2 luni jumate, 6 luni maxim, sau implementarea unui proiect cu, care include și construcții, da? cu proiect tehnic, care uh, include poate achiziții de softuri, brevetare de proprietăți intelectuale, etc., etc., și poate dura până la 2 ani. Uh, la nivelul fondurilor europene uh, cu accesare de la Bruxelles, vă pot spune că aveți în mare parte nevoie de parteneri din cel puțin alte două state membre ale Uniunii Europene. Sau state aliate. Există și sta șase state aliate. Elveția, Norvegia, Moldova, etc. Apoi, foarte important, creșterea numărului de clienți ai companiilor din domeniul IT. Aceste fonduri nu se adresează doar dumneavoastră. Să spunem că nu aveți această posibilitate și capacitate de a accesa bani europeni. Dar dumneavoastră sunteți furnizori de servicii IT care sunt servicii care sunt eligibile în cadrul altor proiecte. Deci, orice beneficiar, orice uh, client al dumneavoastră poate să aplice pentru fonduri europene, care are în componența proiectului o componentă IT, pentru care dumneavoastră puteți deveni ulterior furnizor de servicii. Achizițiile publice în domeniul privat nu se fac cum se fac în domeniul public, adică nu sunt atât de restrictive. Apoi implementarea proiectului și aici dumneavoastră vedeți ca și companie de IT puteți primi acea componentă sau subcontractare, cum vreți să o numiți. Și aș vrea să intru foarte puțin în aceste programe care vă stau la dispoziție. Bineînțeles, condițiile și criteriile fiind foarte asemănătoare pe undeva în ceea ce privește criteriile, dar condițiile în ceea ce privește beneficiarul și ideea de proiect sunt relativ diferite. Activități elegibile, precum vă spuneam, societatea pe primul se finanțează foarte mult societatea digitală, respectiv activități de cercetare, dezvoltare, pe softuri, pe proceduri, pe concepte, chiar și în domeniul industrial, logistică, industria cărnii, industria metalurgică, etc. etc. Cosme dă bani pentru a stimula competitivitatea. Da? În Uniunea Europeană avem definite 271 de euroregiuni, ori diferența între cea mai săracă și cea mai bogată este de 13 ori. A doua cea mai săracă se află în România, din păcate. Așa că a, oamenii aceștia din acele euroregiuni pot accesa cu mult mai multe ușurință cote mult mai mari, nerambursabile din bani europeni. E, și, în ultimul rând, Erasmus pentru Educație, pentru că în ultima vreme este și necesar, dar este și la modă să se dezvolte clustere, să se dezvolte platforme pentru sectorul educațional, unde putem spune că suntem puțin în urmă în comparație cu alte state membre ale Uniunii Europene. Mulțumim mult pentru. Aș dori să existe un echilibru între vorbitori, da, eu... pentru ca toți să-și spună punctul de vedere. La, cu siguranță mai rămâi lângă noi. Iar dacă există întrebări care îți pot fi adresate pentru lămurire, sunteți bineveniți la sesiunea de networking să le, să le adresați sau în pauza de cafea care se apropie. Mulțumim da. mult. Mulțumesc Petru. și eu din suflet. Există posibilitatea, repet de uh, o discuție uh, bilaterală sau de fiecare dată când aveți nevoie, nu ezitați să căutați sursa de finanțare, pentru că dacă dumneavoastră nu accesați, banii se întorc la statele membre care contribuie, cu alte cuvinte, dumneavoastră nu vă puteți dezvolta, iar banii pleacă înapoi. Vă mulțumesc mult! Mulțumim foarte mult, Petru Luhan!